Salut! Mă numesc Comedan Galina și candidez la funcția de consilier municipal din partea partidului politic Partidul Acțiune și Solidaritate. M-am născut în comuna Băcioi și am crescut acolo. Iar acum 20 de ani, viața m-a adus în orașul Codru, o altă suburbie a Chișinăului. Întreaga mea viață este strâns legată de suburbii. Cunosc din propria experiență dificultățile cu care se confruntă locuitorii, cum ar fi drumuri stricate, lipsa iluminatului stradal și accesul limitat la utilitățile esențiale. În calitate de consilier municipal, voi avea două priorități majore. Prima, transportul public. Deși au fost făcute unele încercări de a îmbunătăți prin crearea rutelor noi, oricum problema nu este rezolvată. Oamenii în continuare sunt nevoiți să aștepte minute în șir la stații sau să schimbe 2-3 unități de transport pentru a ajunge la destinația dorită, ceea ce implică și cheltuieli suplimentare. O soluție ar fi extinderea rutelor existente, astfel încât locuitorii suburbiilor să aibă un acces direct la toate sectoarele Chișinăului. A doua prioritate este finanțarea transparentă a suburbiilor. Propun elaborarea unui regulament care să asigure finanțarea echitabilă și transparentă a tuturor suburbiilor, indiferent de culoarea politică. Până acum, de finanțare se bucurau doar acele localități care erau loiale primarului general, practică care trebuie eliminată definitiv, deoarece toți cetățenii sunt egali. Dragi cetățeni, cunosc personal problemele din suburbii și sunt determinată să lucrez pentru soluționarea lor. Pe 5 noiembrie, vino la vot împreună cu familia și prietenii tăi. Votează echipa PAS în toate buletinele de vot. Votează Lilian Carp, primar general al municipiului Chișinău. Alege PAS, echipa Europa. Votează PAS în toate buletinele.